la Iași după 3 ani. Cum te simți? Mă simt extraordinar. Iașul este orașul unde m-am născut, unde am copilărit, unde am învățat, unde m-am format ca și luptător. Sunt la mine acasă și sperăm ca pe 19 octombrie să vină toată lumea la acest eveniment frumos. Avem invazia greilor. Cei mai tari grei din România vor fi aici, la Iași. Ai luptat o singură dată acasă la Iași, în 2007. Ți-ai fi dorit să lupți mai des? Clar că mi-aș fi dorit să lupt mai des. Da, în 2007 am avut un meci împotriva lui Podgaiski, un rus foarte puternic. Am câștigat acel meci, am amintiri frumoase. Mi-aș fi dorit să lupt la Iași, dar așa a fost cariera mea. Ba am fost în Japonia, ba am fost în Australia. Cred că am luptat pe tot mapamundul. Dar nu e nicio problemă. Vin în calitate de promotor să promovez Iașul, să promovez sportivii din Iași, să promovez tradițiile noastre și luptătorii noștri din România. În 2019, sala a fost Arhipinul. Crezi că se va întâmpla la fel și pe 19 octombrie? Deci pe 19 octombrie va fi sold out, așa cum a fost ultima oară, acum 3 ani, când sala polivalentă a fost Arhipină. Vă garantez că și în acest an va fi Arhipină. Toată lumea este interesată de acest eveniment. Îi așteptăm cu mic cu mare să vină, să se bucure de luptătorii noștri, de eroii noștri, de gladiatorii noștri moderni. Cu siguranță vor face niște meciuri extraordinare și vă garantez că nu veți regreta dacă veți veni la acest eveniment frumos. Te simți ca o mașinărie de război înaintea meciului cu olandezul? Clar, voi fi o mașinărie de război înaintea meciului, atât cu el cât și acum, abia aștept acest meci. Ce-i promiți olandezului pentru acest meci? Un croșeu de stânga puternic. Cât de mult contează că vei lupta acasă la Iași? Contează foarte mult, am publicul de partea mea și voi face un meci frumos. Are vreo șansă turcul la Iași? Turcule, te aștept la noi la Iași, n-ai nicio șansă, nu mai pleci la noi, aici rămâi. Ai pregătit o intrare specială pentru meci? Normal, aceeași intrare, același show, același Bogdan Năstasă, show, bătaie, agresivitate. Turcul nu mai pleacă de la Iași. Câștigi prin KO sau vrei să duci meciul la puncte? Nu pot să mă pronunț în legătură cu rezultatul meciului, însă voi încerca să fac un meci cât mai bun și să câștig cât mai repede posibil. Șoferul de tir a impresionat în ultimul an. Crezi că se poate pune probleme? Da, este un luptător imprevizibil și te poți aștepta în orice moment, la orice. Vei fi ca Vlad Țepeș pe 19 octombrie? Îl tragi în țeapă pe Matei? Nu sunt genul să fac declarații pompoase, voi lăsa faptele să vorbească în seara galei. Va fi invazia greilor la Iași. Cine sunt greii pe care pariezi? Eu aș parea pe toți greii. Ne bucurăm foarte mult că Cristian Ristea a revenit la noi în promoție. Este un greu autentic, un sportiv foarte iubit. Îl avem pe Ștefan Lătescu, da, se va lupta cu Sam Devente, va avea un meci foarte greu împotriva olandezului. Îl vom avea pe Sebastian Cosmâncă, care se va lupta cu Bruno Susano, campion intercontinental. Îl avem pe Brembo, care este sebi greu, nu este greu, se va lupta cu Hesling, da, un olandez foarte bun. Deci clar că vor fi meciuri spectaculoase. Avem pe Năstase, ciobănașul nostru, se va lupta cu un alt burac, cu turcul. Va fi o reeditare a luptelor dintre moldoveni și turci. Deci vom avea absolut toate palierele pentru a promova România, sportivii români, luptătorii români. Deci va fi o gală incendiară și cred că toți greii din România se vor lupta pe 19 octombrie la Iași. Vor reuși campionii din One și Infusion să-i bată pe moldoveni la Iași? Clar că avem doi campioni, campionul Hesling al lui adversarului Rainbow, da, este campion Infusion la categoria 77 și Rainbow va avea un meci foarte greu. Poate lupta din nou pentru titlul mondial dacă bate la Iași? După cum știți, ultima oară Rainbow, din punctul meu de vedere și cred că toți care au văzut meciul cu francezul, Rainbow a câștigat. Are o șansă foarte mare dacă îl bate pe olandezul Hesling să poată ataca iar titlul mondial. Am încredere în Rainbow că o să facă un meci mare. Este pregătit, este hotărât, are o familie frumoasă și luptă pentru familia lui. Este un lucru nobil, un lucru frumos
și consider că această mentalitate o să-l ducă către cele mai înalte culmi. Cosmin că l-a dobărât pe Chemaiu. Are vreo șansă cu portughezul campion mondial din UAN? Clar că cu Bruno Sano va avea un meci mult mai greu. Este un luptător tânăr, este un luptător activ și va fi care pe care. Va fi care pe care și pentru Sebastian Cosmân, că va fi un meci test. Este foarte important să, ca Rembo și Cosmân să câștige aceste meciuri, pentru că este și un test pentru mine ca și promotor. Adică am crescut sportivii, am făcut meciuri spectaculoase, acum este momentul să trecem la următorul nivel. Să aducem luptători de top din Europa, să poată să-i învingă, să-i înfrunte și mai încolo sperăm ca să ducem nivelul Dynamite Fighting Show cât mai sus. De ce ai ales să faci o gală de grei? Am ales să fac o gală de grei pentru că sunt mult mai doriți de public. Publicul își dorește să vadă meci de grei. De obicei se lasă cu foarte multe cheuri și lumea este încântată în momentul când cineva cade la podea. Show-ul este mult mai mare. Pariez de data asta pe grei, pentru că mereu sportivii cei mai cunoscuți din România sunt luptători la categoria grea. Și dacă vom crește 2 sau 3 grei care vor duce numele României mai departe, cred că mi-am îndeplinit scopul ca și promotor.